alte petreceri ca la Bollywood în țigănie și nu e o glumă, romii de la noi sunt în culmea fericirii după ce guvernul din India a anunțat că vrea să-i recunoască drept fiii ei sau fiilor. Mai mult, regele Dorin Cioabă s-a costumat în India, ascultă muzică și învață din tradițiile indienilor. În direct de la Sibiu este acum chiar Dorin Cioabă. Bună ziua, domnule Cioabă, spuneți-ne ce vedem? Bună ziua, bună ziua. Este o mare bucurie, este împlinirea visului oricărui rom care de mult noi am făcut această afirmație că aparținem poporului indian. Iată-ne că astăzi, după munca atâtor activiști rom și atâtor organizații internaționale ale romilor, am obținut, să spunem, o declarație a guvernului indian prin care dorește să ne recunoască într-adevăr că facem parte din acest popor și să avem statutul de cetățeni indieni care trăim în diasporă. Dar cu ce avantaje vine, domnule Cioabă, un astfel de statut? Puteți, nu știu, să vă duceți acolo mai ușor? Pe de altă parte, vine și cu niște obligații? O să le sugerați romilor să-și schimbe înfățișarea, să-și schimbe o parte din îmbrăcăminte, cu o parte bănuiesc că seamănă? Tocmai asta am prezentat mai devreme, foarte mare asemănare există între costumul tradițional al nostru și al indienilor, foarte multe obiceiuri și tradiții sunt similare, dar nu asta dorim noi, să ne schimbăm religia sau portul sau să plecăm din România să mergem acum în India. Problema este a identifica. Deci de identificarea noastră cu un anumit popor. Dacă până acum toată lumea ne arunca de la stânga la dreapta, Europa zicea că nu suntem mai ei, România spunea că nu suntem mai ei, America sau alte continente nu ne-au acceptat, iată că de acum este un guvern care va lupta și pentru noi. Nu dorim să avem cetățenia neapărat a Indiei și să mergem acolo să... Am înțeles, am înțeles, domnule. Materiale. Doar domnule Cioabă, deocamdată nu ne gândim decât la această importanță mare că suntem indieni. Domnul Bogdan Diaconu, președintele Partidului România Unită, este de asemenea alături de noi. Bună dimineața, domnule Diaconu. Bună dimineața. Aveți un mesaj al partidului destul de nișat. L-am văzut în special în ultima perioadă și pe internet și în viața publică. Cum vedeți dumneavoastră această poveste, acest demers, această apropiere de ultimă oră dintre romi și indieni? De ce este foarte nișat? Nu este deloc foarte nișat, ci reprezintă voința 90% din societatea românească. Lucrurile care sunt cu adevărat importante în urma acestei știri pe care trebuie să fie dezbătute este că hotărârea guvernului indian de a recunoaște pe țigani ca diaspora Indiei este luată în urma unui celui mai mare congres al țiganilor desfășurat la New Delhi, în care cei mai mari experți țigani, istorici și cercetători au stabilit că denumirea corectă în diverse țări în care țiganii își duc traiul este de țigan. Deci asta ar fi primul element care ar trebui să dea de gândit toate poliția de la București și să voteze Parlamentul României proiectul de lege pe care Partidul România Unită și prin mine l-am depus la Camera Deputaților de revenire la denumirea de țigan. În altă ordine de idei, este o palmă dată lui George Soros și intereselor, centrelor de interese țigănești din Europa, care încearcă să creeze percepția în Europa că țara de origine a țiganilor ar fi România, atâta timp cât în Europa toate țările au țigani și proveniența lor este clar asumată de astăzi de către India. Bun. Pe final, domnule Cioabă, ar putea să afecteze sau ca rezultat al acestei apropieri despre care vorbeam mai devreme de India să se schimbe și numele și să redevină de țigan sau nu știu, altfel și să se renunțe la ideea de rom?
Nu, deci, nu, denumirea noastră de țigan, v-am spus, este un prerogativ, un nume pe care ne-a fost pus, cu care am fost etichetați, care nu ne face nici cinste, nici plăcere să-l auzim. În cel mai rău caz, dacă noi deranjăm cu denumirea noastră de rom, eu cred că după demersul guvernului indian am putea să ne numim indii romi, adică indieni. De ce nu euro-indieni pe modelul amerindienilor, domnule Ceabă? Da. Indii-rom, adică indii-rom, adică sau indii cum a vrea, dar important este că am căpătat o identitate.